În perioada 22-25 octombrie a avut loc la Iași campionatul național de gimnastică ritmică. În gala acestuia au fost prezente și eleve ale școlii gimnaziale numărul 3, care s-au bucurat de aplauzele spectatorilor și au impresionat pe cei aflați la eveniment prin ținuta și acuratețea mișcărilor. Iașul a fost timp de 3 zile gazda cele mai importante întreceri naționale de gimnastică ritmică. Pe covorul amplasat la sala polivalentă din Iași și-au disputat titlurile naționale la juniori și seniori 127 de sportive de la 15 cluburi din țară. Dincolo de aspectul competițional, trebuie subliniat faptul că evoluțiile celor mai bune sportive din țară s-au constituit și într-un spectacol deosebit la coardă, minge, cerc, măciuci și panglică, în care îndemânarea s-a împletit cu ritmul, grația și armonia, spectacol care a fost gustat de publicul de toate vârstele. În gala acestuia au fost prezente și elevi ale școlii gimnaziale numărul 3 din Suceava, Iasmina Balțic și Oancea Mara, care s-au bucurat de aplauzele spectatorilor și i-au impresionat pe cei aflați la eveniment prin ținuta și acuratețea mișcărilor.